Dacă altădată, la orele dimineții, piața vuia de lume, astăzi are o cu totul altă imagine. Atât teama cât și restricțiile i-au făcut pe oameni să stea în casă. Efectele carantinei se văd în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Dacă altădată nu aveai loc în piețe, acum bate vântul la propriu și la figurat. Oamenii speriați au ales să rămână acasă sau să își trimite copiii sau nepoții să facă cumpărăturile pentru ei. Nu, da, asta e, ce să facem. N-a fost așa, da. Credeți că oamenii sunt speriați să mai iese din casă? Sunt. Și mai ales dezinformările astea. Asta dăunează foarte mult, că de exemplu aseară spunea că un călugăr, ce mama dracu era, făcea și pliante să dea la lume să nu facă vaccinuri, că sunt de la diavolul, că... Deci e o nebuneală. Am mai văzut-o. Considerați că din cauza pandemiei, nu? Da, da, așa e. Dumneavoastră aveți certificat verde? Da, nu. Și nu vă este greu în perioada aceasta? Practic vă îngrădește accesul. Ia cu cabul să-i am retietat-o eu, da. Așa nu ies, că n-am la ce să ies. Cu câteva săptămâni în urmă era veșnic aglomerat, cu mașini parcate la fiecare pas și cu piețe în care se înghesuiau până la refuz mii de oameni. Odată cu declararea carantinei, orașul Drobeta-Turnu-Severin a început treptat să se dezbrace de haos, de mulțime și de zgomot. Dacă ați mai văzut piața atât de goală vreodată? Nu am văzut-o niciodată. Așa e cu ăștia, cu boala asta. Credeți că oamenii sunt speriați? Toată lumea e speriată, nu numai. Mulți mor și cu vaccinul făcut. Și ăștia obligă să facă vaccinul. Nu mai știi ce să înțelegi. Cam de mult a fost așa goală, dar eu știu. Credeți că oamenilor le este teamă de virus? Da, teamă au. Asta e realitatea, dar dacă în fiecare seară la televizor care se uită, a doua zi vine timorat, ce să văd. Considerați că mai mult teama sau mai mult restricțiile? Nu, cred că și una și alta. E frică și de aia, da. Ceva nu-i normal, ceva nu-i în regulă, da. Toți văd, dar nu recunoaște nimeni. Atât teama cât și restricțiile i-au făcut pe oameni să se gândească de două ori înainte de a ieși din casă, reamintind faptul că masca de protecție este obligatorie atât în aer liber cât și în interior.